martie anului acesta și urmează o nouă lună, luna aprilie. Toți știm că în luna aprilie, pe 1 aprilie, este considerată ziua păcălerii sau, da, ziua păcălerii, minciunii, trișării și ne-am gândit împreună cu fratele Laico să punem anumite teme în duminica aceasta despre păcăleri, despre păcăleri. Dar 1 aprilie nu este numai ziua păcălerii, este și ziua bunicului meu, tataie, și este și o zi minunată. Când eram mic, tot timpul, mai ales cu Emi, abia așteptam ziua păcălerii să păcălim. Tot timpul bunicii erau primi, apoi copii. În fine, în această dimineață aș vrea să prezint un mesaj, să învățăm împreună, să descoperim păcăleri privind mântuirea. Cu toții ne dorim să fim mântuiți, să avem viață veșnică, să fim în rai, că acolo este casa noastră, dar sunt multe persoane care se păcălesc că vor fi mântuite. Se păcălesc privind mântuirea. În primul rând, aș vrea să vă spun ce înseamnă mântuire conform dicționarului explicativ al limbii române. Mântuire înseamnă a se salva dintr-o primejdie, din robie, de la moarte. Mântuire înseamnă a ierta sau obține iertarea pentru păcatele săvârșite, a scăpa de pedeapsa divină, a se izbăvi, a se purifica, dezrobire, eliberare, liberare, salvare sau scăpare. Păcăleală, conform dicționarului, înseamnă vorbă sau faptă prin care cineva păcălește sau este păcălit, glumă sau farsă. Iar modul sau rezultatul acestei acțiuni este înșelăciune. Deci, păcălealea nu e numai că te păcălești, te prostești singur, și minți, te înșeli singur. Acum vom vedea împreună păcăleli privind mântuirea. Prima păcăleală este că faptele bune mântuiesc. Toți știm că în ziua de azi multe persoane spun că eu n-am omorât pe nimeni, n-am împușcat pe nimeni, n-am făcut rău nimănui, am fost un om corect la servici, la școală, fac fapte bune mereu și cred că o să fiu mântuit. Dar nu este așa. Chiar dacă ai milioane de euro în cont și faci donații săptămânal, degeaba faci faptele bune, pentru că atunci lumea, dacă tot e ajuns, te vede pe exterior că ești un om bun, așa, dar Dumnezeu tot timpul se uită la interiorul tău. Dumnezeu vrea și inima ta. Dacă inima ta este bună, sigur vor fi și faptele tale bune. În Isaia 64:6 ne spune, toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Deci degeaba facem noi fapte bune, dacă nu suntem după voia lui Dumnezeu și în interior, în inima noastră. Dacă nu recunoaștem că Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi și noi vom avea viață veșnică. Însă, Scriptura ne învață că trebuie să facem fapte bune. În Efeseni 2:10 spune, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în El. Deci după ce L-am primit pe Iisus Hristos în viața noastră, după ce am ales să urmăm o viață împreună cu Iisus, ne spune că am fost pregătiți, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a pregătit să facem fapte bune, dar trebuie și noi să ascultăm de El și să avem și interiorul curat. Bine. Mai departe, botezul. Cum știm, botezul este de două feluri. Botezul copiilor, sau mai este numit și binecuvântarea copiilor când este mici, și botezul nou testamentar. A doua păcăleală este, botezul copiilor aduce mântuire. Multe persoane cred că ele când au fost mici au fost botezate și sunt sigur mântuite. Că de multe ori ni se întâmplă când vrem să spunem cuiva despre Hristos că trebuie să se boteze, să creadă, ele tot timpul ne spun majoritatea că au fost botezați când au fost mici și nu mai trebuie să se boteze încă o dată, că ajunge o singură dată și sigur vor fi mântuiți. Da. Botezul, conform Scripturii, înseamnă două lucruri. Credință. Iar în Marcu 16:16 spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Deci, prima oară trebuie să crezi.
N-ai cum când ești mic să crezi. Pentru că la 3 luni sau 4 luni, nu știu când se face botezul copiilor, binecuvântarea, ei nici nu știu să vorbească, să umblă, nici nu știu ce să creadă. Ei primesc mâncare așa cum cred părinții lor că este bine, când țipă, când aia, zgomote și alte lucruri. Deci botezul, în primul rând, înseamnă credință. Trebuie să crezi. Ai auzit cuvântul, dar crezi. Și apoi înseamnă pocăință. În Fapte 2:38 spune: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Deci, avem foarte clar în Scriptură două versete care sunt relatate exact cum trebuie să fie botezul nostru. Credință, prima oară crezi, auzi cuvântul și crezi, și apoi pocăință. După ce ai crezut, ce ai auzit, îți dai seama că ești cel mai nenorocit și vrei să te botezi. Neapărat. A treia pocăleală este că botezul mântuiește. Multe persoane cred că s-au botezat când sunt mari, când au crezut, când s-au pocăit și peste o săptămână, două, îi vezi că fac aceleași fapte. Mint, înjură, fumează, beau, dar ei cred că au făcut botezul și sunt mântuiți. Nu este așa, pentru că botezul este ceva din inimă. Îl faci din inimă, dar trebuie după aceea să arăți ca un copil al lui Dumnezeu în continuare. În 1 Petru 3:21 spune: icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Deci, botezul este mărturia unui cuget curat. Tu alegi să te botezi. Și asta înseamnă că ai făcut o mărturie înaintea celor văzuți și celor nevăzuți. Și după ce ai făcut această mărturie, care este a unui cuget curat, înaintea lui Dumnezeu trebuie să-l menții curat. Viața ta trebuie să fie curată atunci când te botezi. Deci, este o pucăleală că botezul mântuiește. Botezul te mântuiește dacă în continuare rămâi credincios Domnului și în continuare ai cugetul curat înaintea Lui. A patra pucăleală este, dacă ai familia credincioasă, automat ești mântuit. Multe persoane în ziua de azi cred că dacă părinții lor sunt mântuiți, sunt credincioși și se roagă în fiecare zi pentru ei și îi aduc în fiecare zi înaintea Domnului, automat vor fi și ele mântuite. Nu este așa, pentru că mântuirea este particulară, este pentru fiecare, este un dar. Domnul Iisus ne-l dă ca un dar, dar trebuie fiecare să-l avem. Nu putem spune că dacă părinții sunt mântuiți și noi neapărat suntem mântuiți. Un exemplu în Biblie este cu fiul lui Eli. Preotul Eli era un om foarte plăcut înaintea Domnului. Era un om după cum trebuia să fie un om în vechime înaintea lui Dumnezeu. Însă el avea doi fii, Hofni și Fineas. Aceștia, spune Scriptura, că erau niște oameni răi, în 1 Samuel 2:12. Deci, degeaba tatăl lor era bun dacă fiii lui erau răi. Tatăl lor era bun, el a fost mântuit, dar fiii lor nu au fost mântuiți. Deci, avem foarte clar în Scriptură acest exemplu care ne spune că degeaba ai familia credincioasă, că tu nu ești mântuit automat. Trebuie și tu să fii credincios ca să primești mântuirea în dar. O ilustrație putem să ne imaginăm, spunea un păstor, că atunci când intrăm în cer, în rai, vedem deasupra porții scris oricine crede. Deci oricine, trebuie și eu să cred, oricine crede. Și după ce intrăm, vedem din nou o pancardă cu cei aleși. Deci poți să crezi, dar trebuie să fii și ales de Dumnezeu. Ești ales dacă crezi. A cincea pocăleală este că e sortit sau predestinat să fii mântuit. Chiar recent vorbeam cu o persoană și îmi spunea că crede în soartă, crede automat în soartă, e sortit să fii mântuit sau e sortit să nu fii mântuit. Este o pucăleală. Nu are cum să fie sortit, predestinat să fii mântuit. Dumnezeu spune că oricine crede, oricine crede, deci nu este un anumit număr câți vor intra, nu sunt anumite nume, oricine crede. Chiar versetul de aur al Bibliei, Ioan 3:16, ne spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el. Deci nu spune doar o anumită persoană, oricine crede în el.
Deci, sortit sau predestinat să fii mântuit este chiar o păcăleală adevărată. Trebuie de un singur să crezi în Dumnezeu, să-L primești pe Iisus Hristos în viața ta și să fii mântuit. O poză sugestivă am găsit spre iad și spre rai. De exemplu, duminica, când te trezești de dimineață, ești obosit și dacă în fața casei ai un semn unde ți arată spre rai și spre iad. Spre rai poate semnifica biserica, te duci de dimineață, sau spre iad, spre cârciumă, să începi ziua cu o tărie. Noi să ne ajute Dumnezeu ca tot timpul și nu doar duminica, să alegem să mergem spre biserică, care poate reprezenta raiul. O altă păcăleală privind mântuirea este ultimul pe listă. Multe persoane spun că ele cred că vor fi ultimii pe listă. Chiar și cunosc mulți credincioși, chiar și eu mă rugam, chiar recent, Doamne, măcar ultimul să intru, măcar ultimul înainte să se închidă ușa, când e pe jumate, dar să intru măcar și eu în cer. Dar avem și în 1 Corinteni 3:15, unde spune Pavel că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Da, va fi mântuit ca prin foc. E bine să fim mântuiți chiar și ultimii, dar totuși, tot fratele Pavel ne învață în Scriptură să învățăm să fim primi. Să fim primi. Mă gândeam ieri când pregăteam cuvântul ce să-l spun astăzi, că nu prea găseam așa ilustrații, ce ilustrații să dau, că na, spăcăleli, nu prea știam ce ilustrații. Toate ilustrațiile creștine pe care le știam erau bune. Nu știam ce să dau și mai rău. Și m-am gândit că chestia asta, ultimul pe listă, cum să fiu ultimul pe listă? M-am gândit că mântuirea este ca o alergare a vieții noastre. Este ca un concurs de atletism. Toți când concurează la olimpiadă sau la diferite concursuri de atletism, își doresc să fiu primi în lupta spre fugă. Așa ar trebui și noi să ne zbatem între noi, să fim primii, să fim primii care să fim mântuiți. Să alergăm să fim primii care să intre pe poartă. Și aș vrea să ne dorim cu toții să fim primii care să intre pe poarta cerului. Amin. Amin. O altă păcăleală este că neiertarea nu e o problemă. Multe persoane cred că chiar dacă e supărat pe tatăl, pe mama, pe bunicul, pe mătușa, pe 50 de persoane, nu e o problemă, că sigur poți să mergi în rai. Nu contează neiertarea. Dar nu este deloc adevărat. Pentru că trebuie să ne cerem iertare. Trebuie să ne cerem iertare totdeauna înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatul pe care îl avem. Vă dați seama, dacă o să ajungem în rai și în cer și Domnul ne va spune, de ce nu l-ai iertat pe fratele? De ce nu l-ai iertat-o pe sora? Noi ce putem să-i răspundem? Sigur o să se supere și Dumnezeu pe noi. Noi dacă n-am fi iertați de Dumnezeu, ar fi vai de noi. Pentru că n-am mai știut ce s-ar întâmpla cu noi. Chiar și rugăciunea Tatăl nostru spune. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci, Dumnezeu ne iartă nouă doar dacă iertăm și noi. Noi vrem să primim iertare de la Dumnezeu, dar trebuie să dăm iertare la Dumnezeu. Tot așa cum v-am spus că nu găseam ilustrații, tot mi-a venit în minte și o altă ilustrație în legătură cu neiertarea. De fapt, nu doar cu neiertarea. Nu este vorba doar despre neiertarea, că nu e o problemă. Orice păcat din viața ta pe care nu l-ai mărturisit înaintea Domnului și nu ți-ai cerut iertare este o problemă. Pentru că dacă ar fi să vină Domnul, tu cum te duci cu probleme? Cel mai bine este să te duci liniștit, calm, în cer. Și așa ce m-am gândit la o ilustrație, mă gândeam așa că fiecare păcat din viața noastră pe care nu-l mărturisim înaintea lui Dumnezeu și nu ne cerem iertare, este ca un kilogram, o greutate ce se pune pe spatele nostru. Și cum am zis că mântuirea este o alergare a vieții noastre, dacă tot facem păcate, tot nu le mărturisim, ne cerem iertare, tot se pun greutăți și ați văzut când ești cocoșa sau ești cu ceva în spate, de-abia poți să alergi. Și tot se pun noi, nu ne cerem iertare, tot se pun și până la urmă această greutate poate să ajungă de sute de kilograme și ne trântește la pământ. Și atunci noi cum mai ajungem la poartă? Cum mai putem să ajungem la poarta cerului dacă suntem plini de greutăți? Nu știu, de multe ori mi s-a întâmplat când îmi ceream iertare înaintea lui Dumnezeu pentru anumite păcate, imediat
automat, după o secundă, două, mă simțeam liber, ca un puf, ca un ful. Deci, aș vrea să învățăm cu toții că neiertarea chiar este o problemă. De fapt, orice păcat este o problemă dacă nu-l mărturisim și nu ne cerem iertare. Deci, tot timpul când păcătuim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-i mărturisim și să ne cerem iertare lui. Ultima păcăleală cu care m-am gândit este că multe persoane cred în păcăleala aceasta, că ești mântuit prin idei proprii. Toată ziua auzim anumite ciudățenii ale oamenilor pe care le spun că, nu știu, stau în deget, stau în cap și cred că-s mântuiți. Nu știu cum este cu cei cu gravitație, sau nu știu cum se numește, care stau nu știu cât și levitează, yoga, așa. Nu știu cum se numesc, că ei stau și levitează și cred că-s mântuiți. Alții poate cred că dacă, nu știu, dacă faci în conjurul lumii de două ori, ești mântuit. Fiecare om este liber să creadă cum poți să fii mântuit. Însă Biblia ne spune clar, nu este mântuit doar dacă vrem, dacă credem și ne pocăim cu adevărat. Acum, aș vrea să... Tot am vorbit despre păcăleli privind mântuirea, aș vrea să spun și ce înseamnă mântuirea, niște etape ale mântuirii. Prima etapă a mântuirii ar fi auzirea cuvântului. Prima oară trebuie să auzi de la cineva. Ori auzi de la o persoană, ori auzi la televizor, ori citești pe internet, ori nu știu cum face Dumnezeu și tu auzi cuvântul. A doua etapă este credința în Iisus. După ce ai auzit cuvântul, îl crezi. Crezi în Iisus Hristos, că a fost acum 2000 de ani pe acest pământ, a murit pentru tine, dar tot așa a treia zi a înviat pentru tine și ca tu să fii mântuit. A treia etapă ar fi pocăința. Auzi cuvântul, îl primești, îl crezi și te pocăiești. Deci auzi cuvântul, îl crezi, îți dai seama din nou că ești un nenorocit și îți ceri iertare înaintea Domnului, te pocăiești, te căiești de ce ai făcut, dar te lași. Și următorul pas ar fi botezul. Auzi cuvântul, crezi în cuvânt, te pocăiești și apoi imediat vrei să te botezi. Te duci la păstor, la cineva care este cu autoritate spirituală și vrei neapărat să fii botezat. Bun. Mulți dintre noi am făcut aceste lucruri, dar mai este o etapă. Mulți se opresc la botez. Au auzit cuvântul, au crezut, s-au pocăit, au făcut botezul, gata, sunt mântuit. Dar mai este o etapă pe care mulți dintre noi o cam uităm. Mântuirea până la capăt. Am auzit cuvântul, am crezut, ne-am pocăit, ne-am botezat, dar trebuie să ne ducem mântuirea până în capăt. Nu putem să zicem că doar o săptămână suntem pocăiți după botez sau două săptămâni. Noi trebuie să fim pocăiți mereu. Trebuie să fim credincioși, de fapt. Mântuirea trebuie să fie până la capăt. Acum aș vrea în încheiere să spun o mică întâmplare. Un mare evanghelist al Americii, Taylor, spunea cum s-a întors la Domnul Iisus, cum s-a întors la Mântuitorul. Într-o duminică, acest evanghelist Taylor și-a propus să meargă la biserică și s-a hotărât, gata, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Slujba de duminică se terminase și imediat lumea se împrăștea, se plecau spre casă, unii mai vorbeau și plecau spre casă. La ușa bisericii, după ce plecaseră toată lumea, mai era un biet cerșetor. Acest evanghelist Taylor, imediat cum a vrut să iasă din biserică, l-a văzut la ușa bisericii doar pe acest cerșetor care vrea și el să iese, vrea să plece. Mai stătea acolo și aștepta și el. Imediat acest evanghelist i s-a făcut milă de acest om și s-a dus să-i dea o zi bună. A zis, stai o zi bună și a aruncat câțiva dolari. Cerșetorul imediat i-a răspuns, mulțumesc, dar eu nu am avut niciodată vreo zile. Când a auzit aceste cuvinte de la cerșetor, acest evanghelist imediat s-a rămas puțin mișcat. Cum adică cerșetorul care fie că e ploaie, fie că ninge, fie că e frumos afară, el stă mereu și cerșește. Imediat atunci evanghelistul, ca să fie și mai bun, i-a zis, Dumnezeu să-ți dea multă fericire. Imediat și cerșetorul a răspuns, mulțumesc, dar eu nu am fost niciodată nefericit.
Evanghelistul iară se măcina, nu-i venea să creadă. Cum un cerșetor care stă mai pe străzi, care dacă așteaptă să-i dea cineva ceva, dacă nu îi dă, poate nu mai trește, dacă îi dă, poate mai trește, el zice că nu a fost niciodată nefericit. Și imediat Evanghelistul l-a întrebat, cum așa spui cerșetorului că n-ai fost niciodată nefericit? Și cerșetorul i-a dat un răspuns. Pentru că doresc să ascult în toate lucrările de voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este și voia mea. Și de aceea mă simt mulțumit și în cele bune și în cele mai puțin bune. Atunci, imediat acest evanghelist a spus, bine, dar dacă voia lui Dumnezeu ar fi să ajungi în iad, ce ai face? Și imediat cerșetorul i-a dat un răspuns acestui evanghelist. De asta nu mă tem. Cu Dumnezeu sunt gata să merg și în iad dacă trebuie. Wow, ce răspuns! Cu Dumnezeu sunt gata să merg și în iad dacă trebuie. Când am văzut acest evanghelist Taylor, această credință acestui cerșetor care nu avea pe nimeni, era singur pe lume, cum se spune, a rămas marcat și imediat s-a decis să îl urmeze pe Mântuitorul. Și așa a ajuns și acest evanghelist Taylor, un mare om al lui Dumnezeu, prin el s-au făcut multe evanghelizări, dar este interesant cum a ajuns să fie mântuit. În final, aș vrea să spun un lucru. Mântuirea nu e o păcăleală, mântuirea este necesară. Dumnezeu să ne ajute să ne dorim cu adevărat mântuirea, să ne ducem mântuirea până la capăt și să fim niște copii cu care El să se mândrească. Amin. Amin. Amin.